Din informațiile oferite de Ambasada României la Oslo a rezultat că cetățeni români aflați la muncă pe teritoriul Regatului Norvegiei au devenit victime ale exploatării prin muncă și sau ai unor înșelăciuni financiare. Muncitori români au fost fraudați tot de români, care la adăpostul firmelor pe care le conduc le-au furat cartea de identitate bancară a angajaților și au accesat credite foarte mari la diferite instituții de credit din Norvegia, în numele angajatului lor. Muncitorii români de acolo au fost fraudați, dar n-au fost fraudați de către norvegieni. Au fost fraudați tot de compatrioți. Cei care la adăpostul firmelor pe care le conduc, și îmi permit să citesc din informarea ambasadei, le-au furat cartea de identitate bancară a angajaților și au accesat credite foarte mari la diferite instituții de credit din Norvegia, în numele și pentru angajatul lor. Mulți dintre ei rămânând în continuare cu datorii de sute de mii de euro, în timp ce plățile au ajuns către angajator, facturile și creanțele de colectare a datoriilor ajung la muncitorul imigrant. Și ca metode folosite, și aici dacă ne aud ascultătorii care lucrează, telespectatorii noștri, metodele folosite de angajatorii compatrioți până la urmă de ai noștri, falsificarea foilor de salariu, falsificarea identității prin atribuirea de funcții de conducere în firme, sau în cazuri mai elaborate, constituirea de firme în numele victimei. Facilitatorii solicită 20-30% din sumă, copie după pașaport, CNP-ul norvegian și token barcar. Pe lângă suma stabilită de comun acord, fraudatorii împrumută, între ghilimele, împrumută alte sume considerabile, fără știință, dar cu documentele păgubitului. Deci, sunt diverse chestiuni de fraudare și pe această cale îi rog pe cei care chiar îi sfătuiesc, nu neapărat că îi rog, să intre pe site-ul www.itmhunedoara.ro sau pe www.inspecțiamuncii.ro pentru a vedea, sunt niște secțiuni dedicate muncii în străinătate și vor vedea ce drepturi au, ce obligații au până la urmă, că nu numai drepturi trebuie să ai și obligații.